Bună, dragilor! Sunt Andra Mihaela și am revenit cu un nou filmuleț, o autoare pe care am descoperit-o acum ceva vreme și intenționam de, de atunci să înregistrez cărțile ei. Astăzi, cu prima carte scrisă de ea, vom vorbi despre bani și este vorba de autoarea Julia Seaton, doctor Julia Seaton, cunoscută de asemenea cu numele de Julie, s-a născut în anul 1852 în Illinois și a murit în aprilie 1950. Doctorul Julia Seaton a fost fondatoarea bisericii și școlii noi civilizații și a fost o figură importantă în dezvoltarea mișcării noi gândiri din punct de vedere ezoteric metafizic și este foarte interesant pentru că aceasta a exercitat o influență considerabilă asupra lui Ernest Holmes care a fost fondatorul mișcării științei religioase. Julia Seaton s-a pregătit pentru a deveni medic la Boston și s-a întors în Colorado pentru a practica medicina. Vizitase Colorado când era bolnavă, ca și copil, și se vindecase de tuberculoză. A fost o atracție dinamică la Târgul Mondial din San Francisco, a înființat mai multe centre ale noii civilizații în întreaga lume. Timp de 12 ani, între 1902 și 1914, a fost căsătorită cu Franklin Warren Sears, pe care l-a instruit în filozofia noii gândiri. Ulterior, el a devenit profesor de noua gândire și scritor, după care cuplul a divorțat și au mers pe drumuri separate. În 1937 i-a înființat New Civilization Center în Florida. Seaton. Doctorul Seaton a ținut de două ori conferințe în jurul lumii, vorbind atât în America, Anglia, Australia, Noua Zeelandă și alte țări sau comunități vorbitoare de limba engleză. Aceasta a scris o serie de cărți. Um, și cartea pe care astăzi am înregistrat-o se numește Problema rasei: Banii vorbesc despre bani ca formă de conștiință și despre toate aspectele în raport cu umanitatea. Acesta fiind titlul inițial al cărții, ulterior cartea și-a schimbat titlul într-un titlu simplu intitulat Banii. Așadar, să începem cu această carte incredibil de interesantă despre bani. Înainte ca cineva să poată înțelege cu adevărat ce înseamnă banii, trebuie să înțeleagă legile profunde ale vieții și expresiile vieții în lumea în care trăiește. Vechia civilizație a dat minții Rasei ideea de viață ca o forță duală, cu această dualitate mereu în opoziție, o forță acționând asupra celeilalte. Aceste două forțe erau numite spirit și materie. Vechea civilizație susținea că materia a fost întotdeauna sclava spiritului, întotdeauna divorțată și veșnic supusă acestuia, precum și veșnic în război cu el. În schema sa a universului, ea considera că materia și substanța erau rele, că tot ceea ce ține de ele era în robie și că materia era întotdeauna materie în întreaga creație. Se considera că spiritul era o forță mai fină, existând întotdeauna ca spirit, întotdeauna bun și întotdeauna expresia libertății și a bunătății. Se considera de asemenea că viața umană, delimitată de aceste două expresii ale puterii, era fie liberă, fie legată, în funcție de forța căreia îi acorda loialitate. Sub aceste interpretări ale vieții, înțelegerea rasială s-a scufundat într-un sentiment de separare care nu putea duce decât acolo unde a dus, la o confuzie din ce în ce mai profundă și la ignorarea adevărului real. Atâta timp cât mintea rasială a văzut în materie ceva rău și ceva ce trebuie condamnat, respins și disprețuit, nu putea exista demnitate pentru nimic în domeniul său. Iar loialitatea față de lucrurile din formă și materie a pus pe cetea damnării pe cei care erau fie prea nedezvoltați, fie prea dezvoltați pentru a o respinge. Cu această credință în minte și cu această lege mortală a dualității în inimă, vechile rase se tărau pe pământ, praf și cenușă între roțile unei legi puse în aplicare pentru ele însele. Au încercat pe cât au putut să fie fidele unui ideal fals, iar generații s-au născut și generații au murit, ducând o luptă obiectivă cu lucrurile lumii în care trebuiau să trăiască și o luptă subiectivă cu propriile lor dorințe. Secolele au trecut, iar când mintea rasei a ajuns la apogeul separării, o jumătate închinându-se lumii formei și trăind în sclavie față de cele manifestate cealaltă închinându-se lumii lui Dumnezeu cel fără formă și manifestat, s-a născut Isus Hristos. El a adus cu el veriga de legătură care dădea adevărul vieții atât de clar, încât în el se putea vedea unitatea spiritului și a materiei. El a adus rasei o idee nouă și a legat printr-o singură lovitură de maestru întreaga lume obiectivă a formei și lumea subiectivă fără forme. El a spus în cuvinte prea clare pentru a fi neînțelese. Tot ce are tatăl meu este al meu, iar eu și tatăl meu suntem una. El a adus acest mesaj al unității unei minți de rasă veche, cufundată peste tot în vechea sa idee de separare. Doar mințile cu adevărat evoluate i-au înțeles sensul, dar el și-a imprimat mesajul în inimile mulțimilor. Timp de 2000 de ani acesta a străbătut mintea rasei, iar în noua civilizație a secolului al XX-lea el este mai bine înțeles și interpretat. Isus nu a făcut diferențe între lucrurile în formă și cele fără formă. El a spus, orice veți cere, crezând veți primi. El știa că Dumnezeu, tatăl său, era totul și că Dumnezeu avea un singur lucru din care să construiască această lume și acela era el însuși. El știa că toate lucrurile erau dumnezeie și că rasa se afla într-o lumea lui Dumnezeu cu substanță divină, că orice dorea sau avea nevoie rasa trebuia doar să ceară și să primească, să caute și să găsească. Nu există nicăieri vreun istoric al unei rupturi în propria sa linie de transfer de la mintea spiritului la forma spiritului. El a stârnit vibrațiile eterice superioare, ale substanței spirituale și apele s-au transformat în vin. El a urmărit legea superioară a substanței nemanifestate în jos, prin undele eterice. El a hrănit mulțimea și a proiectat argint în gura peștilor pentru aprovizionarea lor. Din tărâmul invizibil al conștiinței spiritualizate, el a dat naștere formei vizibile, iar la atingerea sa spiritul a devenit stăpân și a trecut în ustangibil. Cu această imagine inegalabilă a mesajului lui Hristos, noua civilizație este trează. Iar ideea superioară de ofertă și bani este doar o imagine a formei de ofertă pe care rasa a proiectat-o pentru sine din substanța nelimitată. Știm acum că toate fenomenele materiale sunt aranjamente spirituale în conștiința omului, și că tot ceea ce lumea numește materie nu este decât o emanație din substanța unică, și că finitul nu este în realitate decât un simbol al infinitului. Puterea care susține proiecția în formă este dorința, iar dorința din gând o aduce în expresie. Dorința este profeția împlinirii. Așa cum gândește un om în inima sa, așa este el. Banii sunt doar un simbol al rasei, al dorinței și un mijloc de schimb care este folosit pentru a oferi fiecarei vieți cea mai deplină expresie obiectivă a sinelui său subiectiv. Pe măsură ce evoluția rasei a continuat, a apărut între indivizi și rase un schimb legitim al acestor posesiuni în formă. Unul dădea celuilalt ceva ce avea pentru ceva ce nu avea. În curând s-a constatat că cel care avea cele mai multe dorințe avea cele mai multe lucruri sau simboluri ale dorinței și că având cele mai multe lucruri putea avea cel mai mare schimb. Așa au apărut în lume trocul, comerțul și competiția. Dacă un trib avea un număr mare de oi și altul nu avea oi, dar deținea un număr mare de vite, atunci dacă dorea un schimb, își puteau exprima dorințele prin schimb. Și dacă două vite erau mai valoroase decât cel care le dorea decât patru oi, atunci acesta plătea echivalentul dorinței sale și poseda vitele. Pe măsură ce dorința umană creștea în intensitate, iar rasele au învățat metode din ce în ce mai fine de exprimare a acestor dorințe, Astfel a apărut conștiința de rasă a multora care aveau dorința de a acumula lucruri în formă. Mulți își în care nu-și doreau uh, să acumuleze, pardon, lucruri în formă, mulți își doreau doar posesiuni materiale și căutau doar binele material. Uitând că în suflet existau multe forme de dorință care trebuiau la un moment dat să fie exprimate pe măsură ce înaintau în desăvârșita desf desfășurare, aceasta este starea de conștiință în care trăia omul bogat care a spus Îmi voi dărâma hambarele și voi construi altele mai mari și acolo îmi voi da toate roadele și bunurile mele și voi spune sufletului meu, suflete, ai multe bunuri adunate de mulți ani, odihnește-te, mănâncă, bea și fi vesel. Dar Dumnezeu i-a zis, nebunule, în noaptea aceasta sufletul tău va fi cerut de la tine atunci ale cui vor fi lucrurile pe care le-ai pus deoparte. La fel este și cel care își strânge comor pentru sine și nu este bogat față de Dumnezeu. Oricine trebuie să ajungă mai devreme sau mai târziu în conștiința sufletului care dorește alte lucruri decât cele pur materiale. Iar când va sosi acest moment, lucrurile materiale sfinte vor fi praf și cenușă în viața celor care le posedă iar aceste lucruri ale plăcerii pur fizice se vor împuțina, iar dorința sufletului va fi pentru formă din ce în ce mai înalte. Secolele au trecut și secole au venit. Mintea rasei a continuat să se concentreze din ce în ce mai mult în dorințele sale și în metode tot mai fine de exprimare a acestor dorințe. Până astăzi, simbolul prin care oamenii își manifestă dorințele de exprimare materială a, ofer a ofertei a căpătat o centralizare tot mai fină. Bovinele, bijuteriile, servitorii, sclavii și așa mai departe nu mai fac obiectul trocului, dar fiecare dorință umană în rândul raselor superioare este însumată și simbolizează și simbolizată prin aur, argint și bagnote verzi și se numesc bani. Banii stau ca o linie de transfer între omul invizibil și omul vizibil, și cu ajutorul lor el aduce în jurul său și realizează în formă toate dorințele sale. Banii sunt pur și simplu veriga de legătură dintre mintea spiritului și forma spiritului, o substanță divină folosită de om. Nu este nici bun, nici rău, nici indiferent, nici înalt sau scund. Pur și simplu este. Capitolul 2. De ce vrem bani? Vrem bani pentru că, în acest moment al evoluției umane, banii sunt un mijloc prin care ne putem realiza ambițiile și aspirațiile ascunse. În fiecare moment, stările nevăzute și activate ale conștiinței din noi se străduie să se exprime. Iar banii sunt mijlocul prin care anumite stări definite ale dorinței umane pot fi materializate în această lume a formei. Omenirea dorește să fie înconjurată de formă, iar banii se află în linia de transfer în formă. Banii îi dau omului puterea de a-și adapta mediul la recunoașterea sa mentală și spirituală în creștere. Cu ajutorul banilor, el își înlătură limitările unei înțelegeri mai reduse și își împinge viața în contexte noi, ținând pasul cu ideile sale mai largi de creștere individuală. Rasa cere bani deoarece cu bani își poate satisface nevoile, și odată cu ei tot progresul material al vieții este dus mai departe. Rasa nu ar avea nevoie de idei mai fine de formă și civilizație dacă nu ar avea aceste idei mijloacele de a le exprima și de a le face utile. Utilizarea este testul tuturor lucrurilor, iar banii sunt necesari pentru a aduce ideile acolo unde ele pot fi utilizate de mintea rasei. Civilizația avansează sau întârzie doar în măsura în care folosește concepțiile superioare ale revelației umane superioare. Astăzi, navele gigantice care navighează pe oceane sunt un tribut adus Uniunii dintr-o minte superioară și o formă superioară, Realizată printr-o ofertă materială mai mare. Avionul de astăzi este, din nou, un tribut adus aceleiași puteri. Dorința omului este de a cuceri întreaga natură, iar această dorință poate fi transpusă într-o formă tangibilă doar prin aprovizionare. Minele și grădinile magnifice din, vest, din vestul cândva arid sunt, de asemenea, tributuri active aduse legii libertății materiale minunatele biblioteci din trecut și din prezent, galeriile gigantice de artă pictată și sculptată sunt într-o în formă, prin intermediul banilor a geniului palpitant al conștiinței subiective a omului și expresia mai fină în formă a dorinței de a exprima în formă toate marile idei latente. În mintea rasei pulsează un impuls născut de Dumnezeu. Astăzi cerem bani. Îi cerem pentru că sunt moștenirea noastră divină și fac parte din înțelegerea mai largă a planului mondial. Aflat în mijlocul ofertei divine, el însuși un Dumnezeu, omul a recunoscut în sfârșit porunca divină. Cereți și veți primi. Și surd, așa cum vechea civilizație a făcut rasa urechi prin ignoranță. Există acum și a existat întotdeauna vocea interioară profundă care șoptește despre dreptul său divin de a se exprima în întregime, în orice mod și în orice moment. Toate stările profunde, subiective ale conștiinței din interiorul ființei, clamează să fie întrupate, iar cei care au multe lucruri vii și active în ei vor avea multe de întruchipat și vor căuta în multiple moduri să le întruchipeze. Banii devin o parte a dorințelor noastre, pentru că sunt o parte a lui Dumnezeu și modul în care ne putem întrupa și extinde conștiința personală în lumea din jurul nostru. Nimeni nu trăiește pentru sine și nimeni nu moare pentru sine. El este întotdeauna o parte a vieții universale și una cu tot ceea ce este. Nu există o viață înaltă sau joasă, bună sau rea, care astăzi să aibă bani din abundență și care își dă cu totul drumul la propria viață dorită, dar care în același timp trage, adăpostește, evoluează și susține sute de alte vieți mai slabe și mai tinere. Oamenii cresc până la măreția propriilor dorințe sub aripa banilor. Adesea este adevărat, aripa adăpostește un cuib de vipere, dar vina nu este a banilor. Este doar pentru că în acel moment al desfășurării vieții sufletului lor, ei sunt pur și simplu vipere în conștiință. Vrem bani pentru că toți vrem mai multă viață, iar viața cu esența ei interioară nu poate refuza să iasă la iveală în formă de expresie. Astfel, impulsul născut de Dumnezeu în inima rasei o împinge mai departe și mai departe, în uniune cu tot ceea ce va scoate nu toate stările profunde, centralizate, ale puterii latente din noi. Banii nu fac și nu strică oamenii. Ei le oferă doar șansa de a arăta lumii ceea ce sunt. Și atâta timp cât va exista viață pe această planetă, bărbații și femeile vor dori bani, îi vor avea, îi vor deține și îi vor folosi pentru că sunt darul lui Dumnezeu și pentru că, în înțelegerea universală, prin folosirea banilor, omul Dumnezeu elaborează asemănarea cu sine însuși și se înconjoară de simboluri ale propriilor dorințe sufletești, până când, în contact zilnic cu sine însuși, ajunge în cele din urmă să elaboreze și să simbolizeze omul Dumnezeu trăind și mișcându-se într-un mediu glorificat. Capitolul 3. De ce nu avem bani? Nu avem bani pur și simplu pentru că, la un moment dat, în evoluția noastră, ne-a lipsit înțelegerea legilor banilor. Toată viața este lege, iar prețul părții bune a vieții este înțelegerea legii. Fără legea vieții, suntem doar pe marginea vieții și nu suntem în viața însăși. Isus a spus, nici măcar o iotă sau o țâră din lege nu va trece și eu nu am venit să strig legea, ci să o împlinesc. Doar ca om poate învăța legea propriei sale vieți și să o coreleze cu viața universală. Își poate transforma dorințele în expresie perfectă pe calea vieții. Asemănările atrag asemănări, iar oamenii nu culeg struguri din spin. Unii din neam sunt astăzi bogați, iar alții săraci, conform legii pe care au pus-o în funcțiune pentru ei înșiși. Și nu așa cum crede lumea veche din întâmplare. Sărăcia și bogăția nu sunt lucruri ale întâmplării externe sau ale unei întâmplări vagi. Ele sunt condițiile pe care noi înșine ni le-am creat în conștiința noastră. Noua civilizație știe că toate lucrurile exterioare și-au originea în stările interioare ale minții. Iar această recunoaștere interioară creează o formă exterioară. Sărăcia este imaginea unei stări de conștiință, bogăția expresia alteia. Lipsa din interior este lipsa din exterior. Abundența din interior este abundență în exterior. Vechea civilizație învăța că toate condițiile exterioare sunt rezultatul unei acțiuni exterioare și că sărăcia era opusul polar al bogăției și era rezultatul faptului că cei bogați luau provizii de la cei săraci. Aceasta vedea linia de transfer a unui individ blocată de lăcomia altuia prin gândirea veche. Secole de rândul, rasa a trăit și a crezut în această inversare a adevărului și a înaintat în rezistență, conflicte și condamnări, neștiind niciodată unde să dea vina. Din această premisă falsă de raționament au pornit toate tiraniile și vărsările de sânge din trecut. Dar astăzi, un văl al conștiinței s-a ridicat, iar mintea noii rase vede viața în întregul ei și nu în părțile una după alta ale vechii rase. Obsesiile se îndepărtează de la credința noastră și vedem cum se desfășoară peste tot elaborarea mai profundă a legii. În destinul uman, toată viața este o școală, iar fiecare viață este în clasa sa. Sărăcia este doar una dintre lecțiile unei clase, bogăția este lecția altei clase. Există milioane de vieți pe această planetă, astăzi, care sunt sărace pentru că nu au evoluat până acolo unde ei sunt capabili să cucerească oferta. Primul pas în grad pentru cei săraci este să învețe să cucerească oferta. Și această cucerire nu se realizează din exterior, ci prin procesul lent de trezire a percepției pe care nici rasa, nici individul nu îl pot depăși de îndată ce au învățat această lecție, ei trec în clasa următoare. În această clasă următoare, unde învață cum să folosească banii, iar locul lor este imediat luat de un altul care învață vechea lecție a celuilalt. Isus a spus, pe săraci îi aveți mereu cu voi, dar pe mine nu mă aveți. El își cunoștea locul pe cale și cunoștea locul celor săraci, Noua civilizație știe că există acum și vor exista întotdeauna acești copii în înțelepciune care trebuie să fie săraci, și sărăcia va fi partea lor naturală, până când o vor înlătura de la ei înșiși prin dezvoltarea și înțelegerea crescândă. Vedem în fiecare zi că dacă le am umple mâinile cu pietre prețioase și cocioabele lor cu confort, în mâinile cerșătorilor vor rămâne doar pietre prețioase până când se va produce în ei o mișcare de recunoaștere mai profundă. Cei care cunosc viața văd și înțeleg acest lucru, această primă cauză a sărăciei. Și apoi privind mai profund ei văd că până când ultimul om din această rasă și din multe alte rase va fi mort, cerșătorii de pe pământ vor fi în mijlocul nostru pentru că în spatele rănilor și cocioabelor cerșetorilor există încă mintea, inima și înțelegerea unui cerșetor. A doua cauza sărăciei este educația falsă din trecut, care în loc să grăbească evoluția omului a servit la menținerea acestuia în sclavie. Biserica timp de secole a deținut mintea mulțimilor. În toate aceste secole, biserica a introdus ideea de sărăcie în mintea oamenilor și a menținut-o acolo. Biserica, mai mult decât orice alt factor, a contribuit la menținerea minții în sclavia sărăciei. Pentru că Biserica a păstrat în fața minții maselor în evoluție imaginea unui Hristos ca lider și obiect idealizat de emulație, și a făcut din această imagine una a unei creștinătăți sângerând de distruse și lovite de sărăcie. Aceasta a distorsionat măreția și măreția vieții lui Hristos și a îndepărtat mintea umană de căile mai pline și mai mărețe ale personalității. Pe lângă acest ideal hristic al sărăciei, biserica a îndreptat rasa umană spre vechea ei divinitate, o forță duală, pământ și cer, și a dat un Dumnezeu puternic și un diavol furios. Și toate lucrurile de eliberare de sărăcie, ea le-a dat acestui diavol, și toată lipsa în suferință acestui Dumnezeu, nu prea prietenos îi se spune, pe cine iubește Domnul pe acel al pedepsește. Mintea vechi rase era prea nedezvoltată pentru a gândi pentru sine și așa a trăit timp de veacuri. A trăit prin forța de gândire a conducătorilor săi, iar oamenii și-au construit viețile pentru a exprima aceste convingeri. Atâta timp cât oamenii au crezut în două forțe, Dumnezeu și diavolul, spiritul și materia, ei au primit aceste lucruri, pentru că nu există nimic în lume, doar gândirea face să fie așa. În robia vechilor gânduri și credințe, bărbații și femeile și-au creat și recreat propriile lipsuri și limitări. Sub aceste învățături, mulțimea a dezvoltat o conștiință sărăcăcioasă și îngenunchiată, iar orice formă fiind proiectată din stările interioare ale conștiinței, ea nu a putut scăpa de legea pe care a instituit-o pentru ea însăși. Rasa a fost învățată că a fi sărac înseamnă a fi spiritual, că este mai ușor pentru Camila să treacă prin ochiul acului decât pentru un om bogat să intre în împărăția cerurilor. Și trăiau în minciuna unei viitorități pe care au primit-o de la Sfântul Pavel. Ei sufereau în continuare în mizerie, sperând și având încredere că într-o zi viitoare îndepărtată un rai, dacă îl meritau, prin sărăcia lor credincioasă, le va fi dat pentru durerea lor. Aceste vechi obsesii ale gândirii și interpretării rasiale au ținut mulțimea în strânsoarea lor de fier timp de secole. Și oricât de ciudat ar părea chiar și acum, chiar în centrul unui secol iluminat, există încă multe dintre aceste minți care îmbrățișează la inima această veche iluzie și să tărăsc în penurie și disperare. Există mii de oameni care astăzi sunt săraci, care se agață încă de această veche tradiție, doar din falsa ardoare religioasă și din lipsă de cercetare de sine. O altă obsesie a momentului rasei este cea a moștenirii. Cei care ar trebui să știe mai bine spun, m-am născut să fiu sărac. Ei sunt născuți să fie săraci doar atâta timp cât nu vor, nu fac sau nu pot învăța legea ofertei. Și în timp ce sunt mulți care s-au născut să fie săraci în înțelegere, sunt mii care trec rapid prin clasa lor și sunt gata să iasă într-o nouă acțiune a legii. Puterea de a sta nemișcat sub o lege sau de a intra într-o relație cu o alta se află în individul însuși. Dar neștiind acest lucru, el stă pe loc acceptând o condiție veche, ca fiind obligatorie când în interiorul său există puterea de trezire a libertății. Noua civilizație aduce un mesaj nou, și în aceste zile există multe milioane de oameni care au pătruns într-un nou regat al gândirii și care pun în aplicare noi legi mediul lor. Suntem săraci și vom rămâne săraci doar atâta timp cât ne raportăm la legile sărăciei. Succesul, banii și aprovizionarea pot fi planificate pentru fiecare viață, la fel de științific cum se poate construi o casă sau planifica un oraș. Aprovizionarea nu poate refuza să vină la oricine care pune în aplicare o lege a aprovizionării, dar rasa trebuie învățată această lege și îndepărtată treptat de vechile idei și obsesii ale trecutului pentru a ajunge la o nouă înțelegere și utilizarea noilor metode. Sărăcia și banii sunt rezultatele unor stări interioare ale minții și numai pe măsură ce mintea se schimbă, materialele se vor schimba. Există stări copilărești ale conștiinței care acționează împotriva armoniei materiale. Îngrijorarea, ura, frica, anxietatea și condamnarea sunt pivoți interiori pentru cocioabe exterioare. Și oriunde se odihnește omul, ideea sa și substanța sa energetică trebuie să se adune în jurul unei minți care a fost fixată prin încarnări în credința sărăciei și a puterii sale și care susține această credință în prezent cu stări mentale copilărești. Furie, îngrijorare și teamă. Frica găsește bine sărăcia care trăiește în ea. Mediul nu este decât un iaz mare în care fiecare se vede reflectat. Omul care stă la coada la pâine sau cel care doarme pe băncile unui parc face asta nu pentru că îl, oblig, îl, îl obligă împrejurările, ci pentru că prin propria sa manipulare ignorantă a legilor pe care le-a forțat împrejurări. Împrejurările lipsei va rămâne doar atâta timp cât avem în noi germenul care o intensifică și ne vom asigura banii, bogăția și libertatea doar pe măsură ce creștem în ea din stările firește ale minții și inimii noastre. Suntem săraci pentru că nu știm mai bine decât să fim săraci și rămânem săraci pentru că suntem prea ignoranți, prea slabi sau prea inerți sau prea superstițioși pentru a ne ține viața servitorii ai legilor superioare ale vieții și pentru a impune un nou aranjament fizic printr-o recunoaștere tot mai mare a propriei noastre puteri divine. Capitolul 4. Cum să faci rost de bani în vechea metodă de gândire există cinci moduri prin care putem face rost de bani, iar oamenii folosesc unul sau toate acestea în diferite locuri pe drumul lor. Dar există întotdeauna una dintre aceste căi pe care o intensifică mai mult decât pe celelalte, iar această cale intensificată devine linia lor de transfer. Prin intermediul acesteia ei aduc la ei înșiși formele elaborate ale dorințelor lor. Aceste modalități, în primul rând, de a moșteni bani, în al doilea rând de a-i atrage, în al treilea rând de a te căsători, în al patrulea rând de a munci pentru ei, în al cincilea rând de a-i găsi. Toate acestea sunt obiective și aparțin epocii individualității obiective. Prima metodă este moștenirea. Atunci când ne naștem într-o familie bogată, devenim moștenitorii moștenirilor morților. Ajungem în aceasta prin legea propriei noastre dorințe. Un ego a stăpânit oferta într-o încarnare anterioară, iar noi am ales să ne naștem la o mână cu el. În astfel de cazuri, banii și cucerirea lor nu sunt lecția pe care sufletul nostru a venit să o învețe în această viață, ci am venit să învățăm o altă lecție, uneori cea a iubirii, alteori cea a dreptății și a utilizării bogăției. Această metodă revendică multe vieți și este una dintre cele mai ușoare căi. A doua metodă, atracția, Vine la cei care au terminat gradul de muncă și nu înțeleg încă legea creației active pentru ei înșiși. Atracția urmează muncii și este una dintre cele mai ușoare căi de aprovizionare. Multe vieți se află în acest punct de desfășurare și este un acompaniament al părții mai ușoare a muncii. Sunt mulți care, ținându-se de o anumită muncă, atrag pentru ei înșiși ajutorul și cooperarea celor care au cucerit bogăția și care au abundență. Există două tipuri de posesie, una este pasivă, alta activă. Cei care se află sub legea atracției pentru bogăție se află sub legea posesiei pasive. Ei folosesc ca fiind ale lor lucrurile care aparțin altora, iar la orice oră sau în orice loc, proprietarii le pot cere pe ale lor. Astfel găsim viețile aflate sub această lege pline de posesie spasmodică. Ele sunt sus astăzi și jos mâine până când învață să se facă una cu legea posesiei active și să-și creeze și să-și păstreze proprietatea. A treia metodă este o metodă foarte populară și universală. Căsătoria cu banii este pentru unii o distracție nobilă. Nobilul nefericit se căsătorește cu fica bogatului, om de rând și își completează linia de transfer în bogăție fără efort. Întreaga tendință a vechii civilizații a fost în acest scop, întreaga educație a femeii cu gândire veche a fost să se căsătorească pentru aprovizionare. Timp de secole femeile au trăit sub legea posesiei pasive. Lunga istoria pensiilor, al a, pensiilor alimentare și a divorțurilor spuse, spune cu ușurință povestea. Timp de secole femeile s-au vândut celui care a licitat mai mult și și-au vândut trupul, mintea și spiritul pentru aprovizionare. Căsătoria pentru bani a fost în trecut și este acum la un anumit nivel de înțelegere, iar aceasta nu se limitează doar la femei. Bărbații prinși în plasa acestui nivel de desfășurare nu ezită să profite de această lege. Sunt mii de oameni care trăiesc în medii odioase și în asociații nefericite pentru că prin această lege a căsătoriei ei păstrează bogăția în jurul lor. Sunt mulți care se află în acel punct particular de dezvoltare în care sunt fie prea ignoranți, fie prea nedezvoltați, fie prea leneși, pentru a merge spre propria lor independență. Aceștia își povestesc mizeria oricărui ascultător, iar dacă cineva le cere să renunțe la vechile obiceiuri, ei spun nu pot, în timp ce alții se uită la interlocutor și spun nu vor. Dar noua civilizație știe că ei nu pot să Dorească să dorească, să vrea să vrea, pentru că în spatele minților anumite idei active acționează pentru a-i lega de legile pe care și le-au construit singuri. Ei trag de timp obținând desfășurarea superioară prin dependență materială. A patra metodă este munca pentru aprovizionare și cucerirea sărăciei prin propriile eforturi. Aceasta este de departe cea mai mare linie de transfer și cea mai. Grea lecție de învățat. Dar în această lege, peste tot, rasa umană trece prin nivelurile mai mici de înțelegere și este în relație cu legea abundenței. Odată cu această luptă pentru existență, apare dezvoltarea multor caracteristici latente ale Eului. Pentru cei care trec prin planul muncii, viața pare grea, uneori nu prea merită, dar are în ea germenul unei realizări divine care aduce propria sa recompensă. A cincea metodă și cea mai puțin folosită este găsirea banilor. Există mulți oameni care într-un moment de supremă nevoie au ridicat banii pe care cineva i pierduse. Unele vieți și au făcut un drum confortabil cu suma pe care au găsit-o. Dar aceasta este o metodă nesigură și este doar răspunsul obiectiv la o mare nevoie subiectivă de moment. Cerșitul este de asemenea o modalitate de a obține bani, dar nu există ca o linie separată. Ia, el aparține ca una dintre liniile minore de atracție. Toate aceste metode au fost legile minții vechirase. Ele nu vor continua să fie pentru cei care nu se trezesc la o înțelegere mai profundă. Noi avem o viziune mai largă și o incluziune mai largă, iar noua civilizație vede toate aceste metode doar ca linii de transfer peste care umanitatea ajunge la sine. Moștenirea, atragerea, căsătoria, munca sau găsirea banilor sunt doar legături materiale între om și dorințele sale. Civilizațiile trecute au primit bani prin aceste metode vechi și au preluat lucrurile care însățesc aceste metode, pierderi, dispreți, conflicte. Dar noua rasă umană primește bogăția prin, același, prin aceleași linii de transfer și o primește dintr-un centru complet diferit, dintr-o nouă înțelegere a legilor. Noua rasă umană obține bogăție pentru totdeauna și o obține în armonie și pace. Vechile rase lucrau cu două substanțe, două forțe și aveau o lume a puterii obiective și subiective. Ele au trăit întotdeauna în legea separării, a generării și a depășirii. Și cum banii erau materie și averea aparținea diavolului, nu prea exista bucurie sau pace în posesiune, chiar și după ce aceasta era realizată. Dacă moșteneau averea, trăiau cu teama de a o pierde din nou sau trăiau un tumult, pentru că ar putea fi deturnată către alte vieți. Dacă munceau pentru ea, munceau și se chinuiau și nu erau niciodată siguri că munca și aprovizionarea vor dura. Întotdeauna se temeau să nu-și pierdă munca și odată cu aceasta aveau o nesiguranță mortală cu privire la banii lor. Dacă i-a trăgeau, trăiau în armonia fricii de a-și pierde prietenii. Dacă îi găseau, nu știau niciodată când vor mai găsi. Iar dacă se căsătoreau, plăteau adesea un preț atât de mare al lipsei de armonie încât acesta se transforma în praf, banii se transformau în praf și cenușă în mâinile lor. Astfel viața a continuat, împinsă la baia din toate părțile, Până când, în sfârșit, născute din acest conflict, stările profunde de conștiință ale omului au devenit dezvăluite, iar adevărul a ieșit la iveală. Noua civilizație, trăind sub o nouă idee de viață, scoate la iveală noi metode și rezultate mai perfecționate. Începem de la începutul tuturor lucrurilor în formă, și aici găsim sinele. Și prin conștiința acestui sine. Legată de mintea atomică a substanței universale, ne legăm viața de legea universală a aprovizionării, iar apoi alegem doar pe ce linie se va manifesta ea pentru noi. O putem moșteni și face din ea un instrument prin care avem libertatea de a ne exprima cele mai profunde dorințe. O putem atrage și sta pentru totdeauna alături de viața care ne ajută să ne punem propria viață în armonie și utilitate. Ne putem căsători cu ea și putem trăi cu ea în toate stările de pace, putere și iubire care o însoțesc, făcând din propria noastră viață și din viața altuia o fericire divină. Putem munci pentru ea și odată cu această muncă putem învăța spinii și durerile semenilor noștri. O putem găsi și în fiecare loc de pe cale în care sufletul nostru se află într-o nevoie profundă, putem culege răspunsul la rugăciunile noastre. Putem face toate aceste lucruri numai în măsura în care am găsit legea și am lucrat la înțelegerea legii pe care Dumnezeu părea să o fi scris în ghicitori în trecut. În veacurile trecute, oamenii nu știau cum să navigheze pe mări sau să sape tuneluri pe pământ sau să cucerească aerul și nici nu exista uh, cineva care să învețe cum să traverseze legile naturale. De îndată ce oamenii au știut mai multe, au exprimat mai multe. Iar astăzi, toate aceste lucruri sunt în legea conștiinței psihologice. Au apărut psihologi care lucrează cu legile naturale nevăzute, aducând mintea rasei în noi expresii ale puterii conștiente. Acum știm că conștiința omului este întotdeauna unită cu conștiința lui Dumnezeu sau cu mintea universală, și că toate posesiunile în formă vin prin recunoașterea în minte. Există o lege a transferului divin în fiecare viață, iar aceasta este propria conștiință a fiecăruia și nimeni nu trebuie să mai petreacă o oră în lipsă sau nevoie. Odată ce cunoaște această lege, aprovizionarea sa este limitată doar de propria sa putere de manipulare a legii. Tot ceea ce se află în afara câmpului nostru de conștiință nu există pentru noi, iar gândul lipsei și al sărăciei și recunoașterea bogăției noastre nu ne pot ocupa mintea. În același timp, pentru a învinge lipsa, trebuie doar să ne construim o rezervă. Realizarea conștiinței și actualizarea bogăției vor veni prin luptă sau forță ci nu vor veni prin asta, ci prin transfer subiectiv către sine. Prin puterea sinelui ea ajunge să rămână atâta timp cât legea superioară a sinelui este îndeplinită. Psihiatria fină și nu efortul este noua metodă a rasei. Conform noii metode, omul își rezolvă vechile legi ale lipsei și ajunge la o nouă expresie a puterii. El obține bogăție și o păstrează pentru că este a sa, proiectată în formă prin extinderea conștiinței sale. Creația în conștiință este legea noii civilizații, iar atunci când omul își poate crea propriul mediu propria sa minte, nu va trebui să aștepte mult până când acesta se va aduna în jurul său în formă și va deveni din ce în ce mai perfect, ținând pasul cu înțelegerea sa tot mai mare. Este suficient să cunoști legea, să te folosești de lege, să rămâi în uniunea dintre viață și lege și lucrarea este terminată. Cel care cunoaște legea și rămâne în ea, intră sub protecția legii și devine una cu abundența de provizii pe toate planurile, o abundență pe care nimeni nu o poate limita decât el însuși. Capitolul 5. Cum să respiri în conștiință Multe vieți au realizarea perfectă cu mult înainte de a avea actualizarea. Ele au sperat și s-au rugat, au aspirat și au crezut și totuși nu-și concretizează speranța. Motivul este clar. Ei trăiesc cu mintea lor sub legea contrarilor și nu în unitatea de gândire. Ei se gândesc la bogăție, succes și aprovizionare, astăzi și mâine. Ei trăiesc în ideea de lipsă. Ei trăiesc o oră în credință, iar în următoarea în îndoială și frică. Ei seamănă continuu două tipuri de semințe de gândire și nu pot decât să culeagă o recoltă amestecată. Trebuie să primim ceea ce emanăm, iar primul pas către bogăție este să ne amintim. Viața noastră devine imaginea emanației gândurilor. Ne intensificăm. Și după ore de îndoială și teamă, au fost vitalizate gânduri care vor persista și care nu sunt antidotate cu idei slabe de bogăție și succes. Nu oricine îmi spune stăpâne, stăpâne, va intra în împărăție. Adunăm la recoltă ceea ce am semănat. Arnold spune, vezi câmpul de acolo. Sesamul aduce sesam și porumbul aduce porumb, adică Susanul aduce Susan și porumbul aduce porumb. Primul pas spre bogăție este recunoașterea bogăției și nimic altceva. Gândurile sunt ca niște râuri și fiecare gând curge pe propriul canal. Iar mintea, care este dedicată în întregime bogăției, succesului și creațiilor de aprovizionare, nu poate avea loc pentru crearea de lucruri mai mici. Mintea trebuie să fie învățată să vadă opulența. Nu există lipsă în Univers, ci doar în mințile oamenilor. Nimic în Univers nu recunoaște economia în afară de om, iar acesta se află doar într-un singur loc pe cale. Doar omul este capabil de creații personale, așa că trebuie să credem că el își construiește propriile legi, fie se unește, fie divorțează de sursa sa. Bogăția face parte din toată viața, există ca substanță și este capabilă să fie atrasă de oricine o recunoaște și o cere. Există o singură substanță, iar omul diferențiază această substanță în funcție de propria sa recunoaștere. Putem trece această substanță în nevoia cotidiană sau în așteptarea viitoare. Putem crea fiecare lucru finit pentru noi înșine în formă de gând. Mai întâi putem invoca case, afaceri, mâncare, pantofi, călătorii și educație. Apoi succesul și aprovizionarea trebuie să apară în formă dacă le-am creat în minte. Atunci când omul este în armonie cu legea sa interioară, el poate comanda picioare luminate sau mâini luminate. Dumnezeu, Marea Viață Universală, nu face rabat de la persoane și cere tot ceea ce ceri, a spus Isus, iar noi trebuie să decidem și să comandăm. Mintea atomică a substanței universale cântărește autoritatea noastră. Există o acțiune concentrată între comanda omului, inteligența atomică. Dumnezeu, mintea universală vrea ca noi să avem tot ceea ce ne dorim și ne va ajuta să obținem și ne va ajuta să păstrăm atâta timp cât ne dorim. Nimeni nu ne ia decât noi înșine. De îndată ce învățăm că această lege există, trebuie să învățăm să funcționăm și să trăim zilnic în funcționarea ei. Trebuie mai întâi să avem ideea, apoi să o expulzăm sub formă de gând. Atâta timp cât avem doar ideea, avem doar realizare. Dar atunci când putem trece ideea într-o formă de gândire perfectă și putem păstra o loialitate eternă față de această viziune, suntem pe calea actualizării imediate, iar loialitatea o va aduce în mediul nostru. În acest tărâm al făpturii, devenim ca niște copilași, iar un copil este cel mai mare în împărăția cerurilor. În conștiința noastră trebuie să vedem imaginea gândită perfectă a lucrului pe care îl dorim. Fiecare știe ce-și dorește, fiecare are o imagine divină spre care se realizează. Indiferent care este dorința noastră, ne antrenăm mintea pentru a o poseda instantaneu în conștiință și pentru a o vedea perfectă în orice moment. Creația în conștiință vine încet la început pentru că mintea obișnuită nu a fost învățată să dețină viziunea perfectă. Viziunea veche, distorsionată a gândirii inferioare, va interveni din nou și din nou. Formele negative trebuie înlocuite cu forma perfecționată cu care dorim să fim înconjurați. Nu există nicio oră în viața noastră în care să acționăm fără o viziune. Întotdeauna creem fie ceea ce ne dorim, fie ceea ce nu ne dorim. Iar noua civilizație își dă seama de nebunia de a crea pentru ea însă și imagini de gândire ale lucrurilor care atunci când apar nu pot decât să o legem mai strâns în limite. Există unele minți care sunt pline de imagini negative. Întregul lor câmp de conștiință este căptușit cu forme de gândire distorsionate ale sărăciei și ghinionului, barăci, cocioabe, nenorocire, îndoială și teamă. Acestea au fost proiecțiile lor zilnice, iar ei le-au vizitat până când s-au materializat. După ce începem să creăm în conștiința noastră, unele dintre imaginile noastre gândite vor fi crude, dar așa sunt și primele imagini ale unui artist, crude. Dar pentru cei care văd cu adevărat viziunea și simt legea, nu există cale de întoarcere și nu poate exista un cuvânt ca eșec. Cu o credință neclintită, cu o viziune perfectă în conștiință, oricine poate conduce noua creație direct prin vechiul său mediu. Și ținând-o acolo, mintea atomică a substanței nu poate refuza să o producă. În jurul nostru în formă, o mulțime din ceea ce proiectăm sau facem să credem trebuie să iasă în formă. Realizarea noastră devine actualizare, iar noi suntem atunci în legea noastră de transfer divin, pe care nimeni nu o poate limita în afară de noi înșine. Aceasta este calea noului individ, o cale care îl conduce de la și la sursa sa. Este marea cale a lui Dumnezeu. Ea duce de la mintea spiritului la forma spiritului. Creația a început atunci în înțelegere și bogăția, succesul, banii, aprovizionarea nelimitată cu orice declarăm noi că trebuie să iasă din substanța universală fără formă și să rămână cu noi. Iar de pretutindeni din jurul nostru, o mie de lucruri nevăzute, neînchipuite, vor forma legătura care ne trece la aprovizionarea noastră. Noi prieteni, noi privilegii, noi oportunități, noi speranțe, idealuri și noi aspirații, toate ne vor lega de abundența universală. Devenim atât de plini de energia creatoare divină a propriei noastre minți, încât în îmbrățișarea gândului nostru putem prinde neantul gol al spațiului, iar miriadele de forme, de necesități umane, vor ieși în perfectă armonie. Capitolul 6. Cum să folosim banii După ce rasa a învățat de legea cuceririi a banilor sau a libertății materiale, mai rămâne încă un grad de făcut. Aceasta este utilizarea banilor și legea distribuției armonioase, constructiva lucrurilor pe care are puterea de a le crea pentru sine. Dar noua civilizație vede psihologia mai profundă a desfășurării rasei și prădă din legile mai profunde ale evoluției umane. Lecția de a face rost de bani este doar una dintre multele lecții pe care le învățăm cu toții, iar după ce am terminat asta, mai avem de învățat cum să ne folosim propriile creații. Există multe mii de oameni care nu înțeleg sau nu stăpânez legea obținerii banilor, și sunt la fel de mulți care, după ce i-au obținut, nu au învățat legea utilizării constructive. Ei sunt încă copii în ceea ce privește utilizarea abundenței lor. Acestora li se opun bărbați și femei bogați, glorificați din toate rasele și din toate țările, care își folosesc averea pentru Dumnezeu, pentru oameni și pentru ei înșiși. Iar monumentele lor gigantice de ajutorare sunt dezvăluite din oră în oră, în binecuvântarea dată de inimile iubitoare pe care le-au salvat de la nivelurile inferioare de viață. Există două legi sub care funcționează rasa utilizarea banilor. Una este cea personală, cealaltă cea universală, și fiecare trece mai întâi prin viața personală și ajunge prin legea transmutării în cea universală. Banii oferă fiecăruia privilegiul de a se autodepăși, iar în prima dezvoltare viața umană este întotdeauna personală. Sinele este întotdeauna pe primul loc pe calea personală, iar cei care intră în posesia banilor în conștiința de sine îi folosesc pentru sine. Isus a spus că este mai ușor pentru o cămilă să treacă prin ochiul lacului decât pentru un om bogat să intre în împărăția cerurilor. El știa că o minte ancorată în, urmări în urmărirea ideii materiale sfinte nu ar materializa stările interioare ale dorinței și știa că raiul este armonie cu sine însuși pentru că a spus împărăția cerurilor este înăuntrul vostru. El știa că nu poate exista armonie până când viața nu a găsit și nu a unit legile personale cu cele universale. Egoismul înseamnă întotdeauna dizarmonie pentru că înseamnă separare, nu unitate. Iar cei care au bogăție și o folosesc pentru mărire pur personală sunt doar studenți în marea clasa vieții, iar banii devin profesorul lor. Iar prin reacția legilor personale pe care le aruncă asupra propriilor vieți, ei își învață lecțiile și găsesc lacul lucrului în lucrul însuși. Cu toții suntem angajați într-o singură muncă în lume, aceea de a încerca să ne exprimăm. Mințile personale sunt întotdeauna egoiste. În primele lor expresii, ele stabilesc propriul ritm de autoexprimare cu banii pe care i-au creat și îi obligă neapărat pe ceilalți gânditori slabi să le urmeze planul. Dacă nu știm unde ne situăm în mințile noastre personale, nu există nicio șansă să scăpăm de a fi folosiți de ele. Și atâta timp cât rasa nu este ancorată de propria înțelegere, această folosire este în regulă deoarece, prin fricțiunea constantă pe care o provoacă în interiorul ei, sinele în cele din urmă, Sufletul își deschide ochii, recunoscând legile mai fine ale vieții și propria sa personalitate superioară, și face primul pas spre autoconservare. Fiecare persoană din lume lucrează, conștient sau inconștient, la o exprimare din ce în ce mai înaltă a sinelui, și nu contează deloc ce cred ceilalți despre exprimarea sa. Calea poate părea adesea o cale mai slabă decât aceea dintre noi care au trecut prin aceleași metode. Dar cu toate acestea, este o cale bună pentru cel care o folosește, iar prin ea este împins spre o incluziune mai deplină. Tot ceea ce există în întreaga lume este material legitim pentru a fi folosit de noi. Putem folosi atât de mult sau atât de puțin pe cât știm să folosim, dacă suntem înclinați prin lipsa noastră de cunoștință și egoism, să folosim lucrurile în mod distructiv. Legea universală are nevoie de timpul ei pentru a stabili ajustările morile zeilor macină încet, dar macină extrem de mărunt. Și într-o zi ne întâlnim cu noi înșine și ne achităm datoria cu propriul său ban pe calea vieții, asemănătorul atrăgând asemănătorul. Dacă semănăm vânt, culegem vârtej. Partea din rasă care se lasă folosită dincolo de punctul de toleranță psihologică în planul persoanei de acțiune nu are decât pe ea însăși de învinovățit. Aceasta fiind singura cale prin care forțele mai fine ale propriei conștiințe pot fi minate. Viața personală îi conduce pe toți din experiență în experiență, iar aceste experiențe devin atât de amestecate cu experiențele altora, încât omenirea este pretutindă legată în cadrul unei singure mari legi personale. Plătește și este plătită în moneda sa proprie orice are nevoie cineva pentru următorul său pas în înfăptuire, dorința îl împinge să găsească, iar el răspunde doar în fața sa și a lui Dumnezeu pentru alegerea sa. La un moment dat pe cale, inimile oamenilor vor căuta satisfacție prin egoism personal și prin exaltarea egoului. Dorințele umane personale sunt delimitate întotdeauna de durere, pierdere, dezamăgire și de durerea sufletească a vieții. Dar toate acestea formează scara pe care ne urcăm dincolo de sinele nostru mort către lucruri mai înalte. Toate aceste satisfacții personale separate sunt florile copacului vieții, a cărui rădăcină este adevărul. Utilizarea universală și adevărată a banilor include satisfacția personală. Aceasta înseamnă literalmente să căutăm mai întâi împărăția armoniei și a înțelegerii în interiorul sinelui. Și toate aceste lucruri exterioare se vor adăuga pentru că ele vin ca rezultat al conștiinței noastre puternice, eliberate și e, puternic echilibrate, liniștite. În adevărata utilizare a banilor putem avea toate dorințele noastre exprimate la maximum și putem trăi în extas fericit slujind nevoilor celorlalți. Râul se lărgește pe măsură ce se apropie de mare și cu propria noastră viață devenită puternică, liberă și nelimitată putem sta ca o mare lumină rotativă pentru mințile întunecate ale mulțimilor în evoluție și să știm că banii sunt cu adevărat motivul pentru care mintea rasei îi cere cu hotărâre. Și cunoscând legile profunde de cucerire a banilor și utilizările lor mai înalte, putem face ca viețile noastre să devină căi ale păcii, puterii și înțelepciunii pe care întreaga rasă umană să poată trece la actualizare. Putem dărui tot ceea ce avem celor care nu au, nu tot ceea ce avem, pentru că asta ne-ar face din nou cerșători, ci din tot ce avem și putem dărui fără încetare, cu măsură de plină, apăsat și revărsat, mintea noii rase umane se întoarce cu nerăbdare să fie învățată aceste noi lecții. Și așa cum înțelege repede noua metodă de a-și învinge propria putere, sărăcia, tot așa de repede poate fi învățată utilizarea superioară, universală a banilor pe care i-a creat pentru ea însăși. Civilizația noii rase va trăi viața ca zeii, una cu o abundență prea mare pentru contradicții și va spune cu adevărat din adâncul sufletului său, înțelepciune, tot ce are tatăl meu este al meu și să știe că în interiorul sinelui există pământul Elysium. În interiorul sinelui toate lucrurile încep și se termină. Bogăția și succesul nu sunt decât spiritul viu pe care toți îl pot simți și înțelege. Și aceștia sunt banii doctorului Julie Seaton. Dragilor, o lucrare incredibil de uh, interesantă. Gândiți-vă că vorbim de o lucrare scrisă uh, de mai bine de 100 de ani, vedem uh, o perspectivă a acestui mistic, a acestei femei care a fost fondatoare uh, a Bisericii Noi Gândiri. Și cred că este o lecție bună pentru toți cei care nu reușesc să creeze uh, o viață prosperă, o viață prosperă abundentă, pentru că foarte mulți, la nivel subconștient, consideră că nu sunt suficient de buni, că nu au oportunități, că nu s-au născut în familii bogate, că bogăția nu este menită pentru toată lumea, că este greu, că este imposibil să îți depășești nivelul, dar vedeți, dumneavoastră. Cu siguranță că această stare de conștiință a bogăției um, are nevoie de, de, de un salt de credință, un salt de credință pe care fiecare dintre noi trebuie să-l facem. Credința că putem avea orice, pentru că asta ne-a spus și Dumnezeu: cereți și vi se va da, și nu ni s-au pus niște limite. Um, nu, nu cred în ideea de. Sacrificiu pe lumea asta în care să fii sărac, pentru că dacă ești bogat, nu ajungi în împărăția Domnului, să fim serioși. Este o societate în care trăim uh, cu nevoi și nevoile ni le putem satisface uh, prin uh, deținerea de bani, de valori, de bunuri și dacă n-ar fi așa, cu siguranță că și marii. Oamenii bisericii, nu marile capete ale bisericii, ar trăi într-o sărăcie lucie și nu ar accepta niciun bani, și nu ar accepta să-și facă case, și nu ar accepta să-și cumpere mașini scumpe, nu ar merge cu cele mai ieftine mașini sau ar merge cu mijloacele de transport în comun, și atunci nu putem să. Trăim cu impresia că sărăcia este bună, că sărăcia este benefică sau că nu toată lumea merită să fie bogată. Cu siguranță că Dumnezeu, Tatăl nostru al tuturor, își dorește fericirea noastră, își dorește împlinirea noastră, își dorește să vadă că nu suferim, că nu suntem privați de lucrurile de bază, dar și de cele care ne oferă un confort. Dar, într-adevăr, să nu facem banul ca obiectiv principal și să-l vedem doar ca pe un simbol, un simbol uh, și un, un lucru de care avem nevoie, dar care nu ne definește viața și calitatea vieții și împlinirea. Pentru că, în momentul în care te detașezi de această nevoie obsesivă. Cred că acela este momentul în care bogăția se desfășoară într-un mod natural. Momentul în care trăim în starea de conștiință a sărăciei, în care trăim prezentul cu această identitate a omului sărac, nu facem decât să manifestăm mai multă sărăcie. De aceea este important să trăim prezentul cu starea uh, omului bogat, cu identitatea omului bogat, cu acceptarea. Idei că poți fi bogat, pentru că uh, cred că și aici trebuie să lucrăm uh, sau să lucrați dacă vă doriți abundență și prosperitate la ideea că uh, este posibil. Că nu este ceva de nerealizat, cred că trebuie să vă stabiliți uh, niște obiective clare, uh, să nu. Uh, Vă gândiți doar vreau bani și atât. Cred că ajută foarte mult ca uh, identificarea nevoilor și a dorințelor să fie cât mai clară, uh, să vă stabiliți niște sume concrete sau niște lucruri pe care le-ați avea, le-ați cumpăra dacă ați avea mijloacele bănești uh, necesare. Uh, cam asta. Am vrut să spun ca și completare, mie îmi place modul în care doctorul Julia Sitten a scris și, bineînțeles, dacă vă doriți și alte cărți, pentru că are mai multe cărți scoase, scrieți-mi în comentarii și mă voi ocupa de înregistrarea celorlalte cărți. Și până la următorul filmuleț, dragilor, să avem cu toții pace în suflet! Não mais bem